Legea Seratii rămâne personalitatea. Omul care a realizat personalitate înseamnă carte, înseamnă operă, înseamnă rezultat, înseamnă eficiență. Magia seratelor muzicale celebrează o personalitate culturală inegalabilă și un brand de onoare al televiziunii române. Marele muzicolog, realizator al unui număr impresionant de emisiuni radio-TV, desăvârșitul coleg și prieten Iosif Sava. Anul acesta l-am comemorat la 2 decenii de la plecarea sa dintre noi. Continuăm seria emisiunilor sale cu o reverență care nu este niciodată îndeajuns. Iosif Sava îl are ca oaspete la serata muzicală din această seară pe istoricul, diplomatul și politicianul Mihai Răzvan Ungureanu. Thank you.
Bună seara, iubitoare serate muzicale. Domnule Ungureanu, am pensat acum câteva probleme de istorie, de istoriografie. Spuneți-mi, ce s-a întâmplat, în fapt, cu istoriografia noastră, așa, acum că ne-o priviți dumneavoastră, retroactiv, recuperativ, aș zice. Cum s-a putut întâmpla ca ea să fie dominată de spiritul Roller atâția ani de zile? După ce cunoașteți câmpul istoric, cum s-a putut întâmpla? Și credeți că istoriografia noastră va putea reveni în limite normale, în viitor apropiat? Aici nu cape o judecată cu grad mare de generalizare. Vedeți? Ceea ce numiți dumneavoastră spiritul lui Roller nu e altceva decât o marcă ideologică accentuată asupra scrisului istoric al tare. Cu alte cuvinte, un scris pervertit în a deveni suport ideologic, fără să mai aibă în felul acesta nicio valoare științifică. Dar înainte de toate, nociv, domnule Ungureanu. Prin aceasta este nociv. Dar, ce doream să vă spun? Prin ce poate fi nocivă istoriografie? În primul rând, prin faptul că există... în primul rând, prin faptul că poate preschimba o realitate în alta. Vă voi spune imediat despre ce este vorba. Dați-mi însă voie să fac o reducție la ceea ce dumneavoastră pomeneați aici. Nu e vorba, nu este Roller cel căruia ar trebui să îi se aloce istoria istoriografiei românești pentru deceniul al VI-lea. Nu. Pentru că Roller există ca persoană numai într-un teritoriu extrem de îngust al istoriografiei. Iar ca autor... La istorie României. Un moment. Iar ca autor științific, în foarte puține culegeri. Vă dau un exemplu oarecare. Nu mă gândesc acum nici la manualele de istorie de atunci, nici la ședințele de la Academie, care au rămas celebre prin diatribele pe care el le producea dând cu pumnul în masă. Nu, mă gândesc la o culegere oarecare de documente referitoare la 1821, la anul 1821 în Moldova și Țara Românească. Am referit la această culegere de documente pentru faptul că practic astăzi ceea ce s-a compus în 1951-52 și a purtat semnătura lui nu mai valorează nici măcar un răsuflet, nici măcar o notă critică într-un studiu. De ce? În primul rând pentru faptul că documentele au fost adunate acolo cu un anumit scop. Și au fost selectate în așa fel încât, la o lectură totală și neiertătoare a manuscrisului, să iasă la iveală o singură idee motivatoare, un singur principiu, care să fie în același timp și cauză și să fie și curat din punct de vedere ideologic, un singur principiu care antrenator, generator al mișcării de la 1821. Dar, tot sub Roller, și sub semnătura lui, apar primele volume din marea colecție istorică, din păcate continuată astăzi cu atâtea și atâtea întreruperi, documente de istoria românilor, privitoare la istoria românilor. Istoria României, cum era atunci, de fapt. Ei bine, alături de semnătura lui Roller se află și semnături prestigioase. Semnături care au traversat anii până la noi, oameni care... ale căror cărți și astăzi au aceeași audiență universitară. Ați amintit de Oțetea. Nu e singurul caz. În afară de acest cerc restrâns al celor care au avut directă legătură cu Roller, în afară de teritoriul academic în care Roller s-a mișcat cu o ușurință fantastică, în primul rând datorită apetenței sale pentru politică și pentru... și datorită modului în care își îndeplinea cu zel atribuțiile ideologice, ce îi veneau pe linia de partid, în afară, spun, de acest teritoriu, el nu există în istoriografia română. El există numai ca unul dintre cei care atunci au adăugat numelui propriu titulatura de istoric, făcând din istorie un fel de profesie ideologică. De ce spun acest lucru? Pentru că prezența lui Roller a despărțit apele în istoriografie și a arătat că există domenii în care Roller, neputând să intre, pentru că nu era nicicum în specialitate, există domenii care în felul acesta nu pot fi alocate, nu pot fi nicicum alăturate, grefate pe ideologie. Și deci nu suportă explicații ideologice. Au apărut generații întregi de arheologi atunci. Au apărut generații întregi de istorici ai artei. Au apărut generații întregi
de moderniști care s-au redus la culegerea de documente. Care au fost jugulați de spiritul orerian. Asta e esențial, nu? Au fost opriți în dezvoltarea concluziilor lor, arheologice sau medievalistice, nu? Pe baza unei asemenea terori ideologice. Până la un moment dat, pentru că după 1954-55, Roller n-a mai însemnat nimic pentru istoriografia românească. Cum ne vom salva? Cum se va salva istoriografia românească? Nu știu de ce. Puneți întrebarea ca și cum istoriografia românească ar fi pe marginea prăpastiei. Ori eu nu cred lucrul acesta. Nici eu nu cred asta, dar... Ce să se salveze? Ar trebui să salveze, dacă e vorba de așa, să salveze de la o ofensivă de prostie. Ce vreau să spun? E că nu ai ce salva, ai ce reface în istoriografia românească. Ai, cu alte cuvinte, de recuperat în istoriografia românească. Nu de salvat. A salva înseamnă a restaura, a scoate din coșul de gunoi și a pune înapoi pe masă, nu? Sau a recupera persoane și a le readuce în atenția publică, întemeitori de școală istorică sau continuatori a unor mentori care să fie într-adevăr de statură uriașă, culturală. Ori nu, în istoriografia românească este atât de mult de lucru, încât exercițiul critic, în dimensiune, este minor. Știți ce? Istoria este una dintre puține discipline sociale care se autoalimentează. Iar ea n-are nevoie de surse nutritive externe. De ce? Pentru că chiar și scrisul istoric, oricât de prost ar fi, oricât de neadecvat judecății critice, oricât de ușor ar fi de respins, măcar din punct de vedere logic, devine la rândul ei materie de analiză. Istoria e o știință? În momentul în care amesteci și subiectivitatea personală, pentru față de care, în afara căreia istoria nu, scrisul istoric nu se poate închipui, nu poate fi imaginat. În momentul în care știi că poți, așa cum am zis la un moment dat, poți la fel de bine să fii credincios și în același timp să-ți închipui că din generalități ai posibilitatea să prevezi un eveniment sau un fenomen, e puțin probabil să judeci istoria ca știință. Atunci, evident, între știință și celelalte, între știință și istorie, există o graniță. Și există o graniță atât de mare, care face în cele din urmă ca istoria însă să nu suporte o definiție restrângătoare. Te poți apropia, istoric fiind asimptotic de trecut, poți veni în apropierea lui, surprinde aspectele care sunt comparabile sau care suportă relație cu prezentul sau cu experiența individuală, dar mai mult de atât nimic. Atenție însă la ceea ce înțelegeți dumneavoastră prin istoric. Să nu credem că istoricul nu face altceva decât să reia pentru amuzamentul publicului contemporan sieși, episoade de viață trecută care au oarecare semnificație. Vedeți? Între atâtea subiectivisme ne zbatem încât nici o asemenea imagine a istoricului nu are absolut nicio legătură cu ceea ce de fapt încearcă istoricul să facă. Istoricul nu se ocupă de lucruri minore. Și istoricul face altceva decât ceea ce un om normal ar putea înțelege. El generalizează. Nu poți desprinde analiza, nu poți desprinde sinteza la care se pretează istoricul la finalul unei cercetări de vocația însăși a meseriei sale. Suntem în 1996 și la ora actuală, din toate documentele de istorie modernă românească, la care noi avem acces, zic noi, istoricii perioadei moderne, da? Secolului XIX, prime jumătăți de secol XIX, dacă doriți, abia 30% sunt puse în circuitul științific. Și nu toate, poate mai mult de jumătate, într-o formă care să le dea validitate critică, da? Într-o formă care să permită valorificarea lor științifică în sensul cel mai... Pentru ce plecați la Londra? Pentru ce document? În primul rând, primul lucru la care m-aș duce ar fi fondul de documente românești de la arhivele Ministerului Afacerilor Externe. Pentru ce perioadă? Pentru prima jumătate de secol XIX. Sper din tot sufletul să pot adică aduce... Adică regulamentul organic mă interesează? Da, de la 1821 până la 1848-49 inclusiv. Deci epoca regulamentară îi compris. Regulamentul organic a fost în bună parte opera unor comisii de boieri. Ori, boierii erau elita și sunt elita până târziu de tot în istoria noastră. Ei sunt elită politică. Exercițiul elitei politice de secol XIX se vădește în regulamentele organice. Micile amendamente pe care le aduc reprezentanții puterii protectoare, Rusia,
nu contează atât de mult în desfășurarea istorică ulterioară anilor 1831-32, așa cum contează corpul real, grosul regulamentului organic. Ce datorăm regulamentului organic? Practic orice instituție modernă de la noi, orice început, orice an capital, de la arhivă până la organizarea unui minister, de la organizarea primei unități de pompieri și până la organizarea primei structuri vamale și așa mai departe. Ba încă, și asta s-ar putea să scandalizeze, mulți și-au dorit includerea în Imperiu. Pentru faptul că Imperiul atunci dădea o notă de modernitate pe care nicio altă țară din preajmă nu părea să o ofere. În niciun caz vecinul de sud, care era Imperiul Otoman, și niciun caz Imperiul Austriac, nu, Habsburgii, care aveau alte probleme decât țările române. Dar modelul francez? Modelul francez e un model îndepărtat. Și până târziu de tot, către jumătate de secol XIX, modelul francez a contat foarte puțin. Uitați de ce. Educația majorității tinerilor născuți între 1900, pentru Moldova, între 1790 și 1810, este o educație cu profil prusac, cu țintă prusacă. De ce? Pentru că ideea prusacă de ordine socială, de Weltordnung, este o idee valabilă și contează foarte mult într-o Europa care a trecut deja prin cataclisme revoluționare succesive. 1789, Napoleon, aventura europeană a lui Napoleon și apoi mișcările de eliberare ale grecilor, 1821, toate terminate sau în curs de desfășurare și cu o istorie foarte sângeroasă, plină de masacre. Bun. Or, a educa un tineret în spiritul respectării ordinii, a ierarhiei, în spiritul conservării unor structuri, a căror viabilitate s-a dovedit prin anii trecuți, datorită faptului că au funcționat în secole de-a rândul, a fost ideea fundamentală a diriguitorilor. Se vede în biografia lui Cogălnicianu, trimis de părinte. Cogălnicianu a fost trimis întâi la Paris. Și după aceasta la Berlin, acolo întâi, putea învăța ceea ce spune. Exact. Întâi a fost trimis la Lunéville, nu? A fost însoțit de cei doi fii al lui Mihai Sturza. Mihai Sturza, un om de o capacitate extraordinară, un poliglot, un om de o cultură fantastică, un om care și-a petrecut 20 de ani în afara țării. Dincolo de bogății, dincolo de mobilurile politice pe care le-a avut, și-a dorit în primul rând ca fiii săi și alături de ei acest Mihail Cogălnicianu, la vremea aceea un necunoscut, care mai târziu urma să fie băiatul de casă al domnitorului, să-și facă educația întâi la Paris. Făcându-și-o la Paris, ar fi știut ce se întâmplă acolo. Ce înseamnă Paris la 1834-35 este Parisul care urmează, Parisul lui Carol al X-lea, este deja un Paris care a trecut prin diferite mișcări, dar care intră într-o matcă, un fel de democrație temperată, o democrație cu iz de absolutism, însă mult, mult mai bună decât orice se putea găsi aici. Dar în aceeași perioadă a regulamentului organic 1834, de care vorbiți dumneavoastră, Cogălnicianu e la Berlin. Da, după aceea ajunge la Berlin în momentul în care... toate împotrivirile. Da, ei ajung la Berlin și așa mai departe. În moment, ei ajung la Berlin. Dar spiritul antimuscalesc exista în Iașul timpului. De ce vreți să vorbiți de iubire față de ruși? Vorbesc de iubire față de ruși, nu. Uitați de înțelegere. Nu, altceva vă spun eu. Vă spuneam de faptul că rușii oferau la acel moment un model cultural. Este epoca primei jumătăți de secol XIX. Cum a avut loc în opinia dumneavoastră această inversare de opinii? Inversarea s-a întâmplat în momentul în care au fost prea multe războaie pentru interval de timp atât de scurt. După 1849... Nu uitați 1812 ce s-a întâmplat. În 1812 lucrurile nu pot fi amestecate atât de ușor. Nu pot fi nici cum amestecate atât de ușor. 1806-1812 a reprezentat pentru ruși proiectul eșuat al unei anexări de principate. A fost un lucru foarte clar, până la urmă granița s-a oprit pe Prut, dar ceea ce nu știm astăzi e că sate întregi de moldoveni au migrat dincolo de Prut pentru a se pune sub protecția rușilor, știind că le este mai bine acolo decât le este sub turcii dincoace. Bun, foarte mulți boieri au rămas dincolo. Practic, mai bine de o treime din boierimea moldoveană a căpătat rang, după tabla celebră a rangurilor, nu de la Petru I, Cidie. A căpătat rang în Basarabia și au intrat imediat în establishment, cum să spune, în funcțiile de decizie, au ocupat funcții de decizie în cadrul noului guvernământ al Basarabiei. Au oferit un model de ridicare socială în rang
pe care moldovenii rămași la Iași nu-l puteau nici cum avea, au început să râvnească după el. După 1812 i s-a oferit șansa la 1821 lui Ioniță Sandu Sturza să repete experiența rusă. N-a putut să o facă. A încercat altceva însă. Bazându-se pe numărul boierilor pe care îl puteau susține, a ridicat la boierie vreo 300, sperând că o să aibă încetul cu încetul susținători. Pentru un experiment modernizator, fiindcă așa trebuie să ne referim de acum încolo, de natură rusească, de fapt. Dar zic rusească pentru că vine prin filieră rusească din Prusia, nu de altundeva. Pentru că mai târziu, la 1834, Sturza să ridice 3.000 de neamuri la boierie, având în felul acesta și electori, și acoperind totul, prin regulament, într-o formă, acoperind practic un stat cu pretenție, un stat construit constituțional, acoperind forma acestui stat cu un veșmânt quasi-liberal, care îi dădea o aparență europeană extraordinară. Punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu aceste prime decenii ale secolului XIX, să-ți întâlniți la un alt mare istoric român, din secolul trecut sau în prezent? Sau sunteți cu totul original în aceste Nu concluzii? Pot să spun că sunt cu totul original. Iorga a fost foarte relaxat când s-a referit la secolul XIX-lea. Iorga n-a fost un rusofob. Însă mai aproape, poate mai aproape de adevăr, a fost un alt mare istoric, Ioan Cefiliti, care, referindu-se la regulamentele organice, le-a acordat în primul rând locul pe care îl meritau în suita istorică a Constituțiilor Românești. Istoriografia nu face altceva decât să recitească un trecut. În momentul în care istoricul pornește să scrie, nu pornește cu gândul că au mai scris 15 înainte și atunci se timorează și în fața foii albe de hârtie se retrage și după două, trei fraze circumstanțiale în care își arată respectul față de predecesori, abandonează și face o sumă oarecare colectând concluzii. Domnule Ungureanu, haideți să părăsim puțin problemele istoriografiei în ansamblu. Să vă pun o problemă generală așa de istorie despre orele astrale ale omenirii, cum spunea Ștefan Zweig, nu? Când se adună așa. Și am impresia că și acum trăim momentul acesta apocaliptic. Nu? Se adună catastrofe, se adună zdrobiri de personalități, se adună crimele umanității. Crimele secolului 20 nu pot fi nici măcar puse în paralel cu ce făceau satrapii. De ce credeți asta? Auschwitz-ul aparține anului 1942, doamne, nu la 547 pe vremea lui. Nu știu ce măsură masacrele suportă termen de comparație sau pot fi ordonate într-o ierarhie având drept criteriu ce? Dimensiunile? Iertați-mă, dar aici pe de o parte. Poftim? Pe de o parte dimensiuni și pe altă parte Ideea de moarte singulară mă sperie. Faptul că ea intră în istorie, normal să existe în istorie, pentru că istoricul însuși lucrează cu aceste lucruri. Moartea este la fel de normală, indiferent dacă e accidentală, firească, e moarte. Și când e premeditată la proporții de masă... Pe noi ne sperie astăzi faptul că s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Auschwitz. În gulagurile rusești, adevărat, dar... Privim cu aceeași detașare și aici veți vedea cât de greu este să stabilești, de fapt, cât de greu este să rămâi la același nivel de exigență critică în privința moralității în istorie. Suntem detașați astăzi de faptul că bunăoară Tamerlan la 1399, asedind Samarcandul, a ucis toți locuitorii unui oraș și erau peste 100.000. Toți înseamnă toți, nu doar bărbații, deci nu doar purtătorii de arme. Femeie, copil, n-a mai rămas nimeni, n-au mai rămas numai monumentele. El atât avea nevoie de un oraș gol. Avea nevoie de un oraș de care se bucure singur, așa și intrat în Samarcand. Foarte aproape de vremea noastră, 500 de ani. Nu v-am dat exemple acadiene, nu? Și monumentele în Samarcandului sunt cele de vremea lui Tamerlan? Parte dintre ele, da. Parte sunt mai vechi. Ați fost la Samarcand? Nu, n-am fost la Samarcand. Eu am fost, dar nu m-am gândit la asta, cu toate că știam toate. Da, a scălcat pe un pământ, pe un nisip, îmbibat de sânge. Dar unde e un pământ fără sânge pe terra noastră? Nu știu, n-aș putea să vă spun. Dar de ce e asta? De ce se întâmplă așa? Da. Adevărul divin, da? Da, putem să spunem și în felul acesta. Revenim la ceea ce am pornit, de la ceea ce pornisem. Ați fi
Ați fi în stare să renegați pe Dumnezeu în momentul în care lucrurile se rezolvă așa, un zic rezolvă, tocmai pentru a accentua derizoriul unei asemenea întrebări? Dumnezeu spunea... De ce a avut nevoie Dumnezeu spunea, de toți cei 100.000 de locuitori a Samarcandului? Spune lui... Să-i treacă dincolo. Știți, e o vorbă care se păstrează și pe care un teolog creștin, Karl Barth, o pune pe seama lui Luther. E o apocrifă. De-aia sună cam în felul următor. N-o pot reda cu fidelitate, însă... Cazul ăsta pot să-l spun. Ce? În momentul în care consider că Dumnezeu e sângeros, nu ești creștin. Dacă consideri că Dumnezeu lovește pe drept, nu ești creștin. El nu pedepsește. Orice gest pe care îl face este un gest a cărui rațiune o știe el însuși. Și cu asta lucrurile se închid. Cauți motivație într-un masacru? Nu există o motivație care să fie o motivație a cărei adevăr să-l suportăm decât dacă o căutăm în gestul, în motivul adevărat al gestului aproapelui nostru. Dar, dacă vrem să vedem în spatele lui care e rațiunea divină, nu considerarea mormanului de cadavre ajută la ceva. Să vă dau un alt exemplu. Zilele astea este... în contemporanitate. Zilele astea... Chiar un satrap. Nu vă dau un satrap. Nu. Un stalinist, un hitlerist. Nici pe departe. Vă dau un exemplu atât de dureros, că nu o să ne vină să ne credem că există așa ceva. În zilele astea se judecă la Haga procesul criminalilor de război, un proces din seria intentată, celor considerați criminali de război pentru Bosnia, ceea ce s-a întâmplat în Bosnia. Între ei, un tânăr de 24 de ani, care a ajuns la Haga printr-o pură întâmplare, croat, a trăit foarte în mare prietenie cu amicii săi din satul bosniac în care a crescut, musulmani, serbi de Avalma. A avut o prietenă sârboaică, o soție sârboaică, o prietenă înaintea soției bosniacă, musulmană. Fuge, participă la război de partea bosniacilor, în armata bosniacă, după aceea, pentru tot felul de nereguli și comportament irreverențios, este dat afară, intră într-o bandă care ajuta contrabani, i-a ajutat pe sârbii din Bosnia să fugă peste linia de demarcație și apoi, pentru că bosniecii nu-l mai doreau, iar în Croația n-avea ce căuta, fiindcă el îl considerau renegat la rândule, ajunge în Republica Srpska, în enclava sârbă din Bosnia, se înrolează și participă la celebrul masacru de la Srebrenica. Zic celebru. Am înțeles, bine. Și ajunge la Srebrenica și mărturisește ce s-a întâmplat acolo, tânăr de 24 de ani, când ajunge în fața completului de judecată la Haga. Și spune cum nu s-a gândit nici la Dumnezeu, nici la părinți, nici la soția lui, când a îndreptat arma către fiecare om care se afla întors cu spatele la el și a apăsat pe trăgaci. Ne punem atunci, sigur, acum o să ne punem întrebarea, bun, dar cum se poate așa ceva? A, se iată că se poate. Și era un om care crescuse într-un mediu permisiv, tolerant, nu? Un om care fusese educat în frica lui Dumnezeu. Avea antecesor, domnule Ungureanu. Am amintit și în aceea povestită de un trimis englez la cartierul lui Tito, când un soldat vine cu o căldare și întreba ce are acolo. Era o căldare plină cu ochii de croață. Bestialitatea umană este uriașă. Dincolo de toate documentele pe care le aveți sau că nu le aveți în istorie. Dar istoria adevărată, știți unde o găsiți? Muzica reflectă mai mult decât orice starea istoriei, momentul istoric. Otto Weininger, unul din spiritele cele mai vii ale acestui fin de siecle vienez, de care pomeneați acum și care atât de frumos în întreaga lui eflorescență artistică, culturală, care atât de bine încheagă într-o sinteză irepetabilă, după părerea mea, imaginea unui imperiu al egalității culturilor componente. Otto Weininger spun, înainte de a se sinucide, a mers împreună cu prietenul lui la un recital de pian. Un recital de pian unde s-au cântat câteva din nocturnele lui Chopin. Cel care cânta se străduia să imite cum poate mai bine tehnica lui Cortot. Weininger auzise de Cortot.
Partidul era deja lansat și în ultima semnare, semnare care s-a păstrat în caietele publicate 40 ceva de ani mai târziu, 50 ceva de ani mai târziu, spune, scrie: dacă ar fi fost Brahms sau dacă ar fi fost Liszt, poate că n-aș fi dispărut. De câte ori mi-aduceți aminte de rolul muzicii și cum poate ea schimba istoria? Dacă ar fi trăit pe vremea lui Weininger, Brahms și Liszt, da? Cum se înțeleg asta? Da, evident că despre asta e vorba. În cazul în care mi-aduce, în cazul în care mi-aduc aminte de aceste lucruri, evident, faptul că Weininger a putut să-și facă, să-și facă din viață o idee de, să-și condiționeze viața în funcție de muzica pe care ar fi putut-o asculta, spune destul de multe despre cum poate o notă schimba o existență, nu umană, în ultimul rând, cât o existență culturală. Suntem la fine de secolul XIX. Ce minunat era vremea lui timpul lui Chopin, nu? Da, minunat, depinde. Depinde de unde anume. Ar fi trăit Weininger dacă trăia Chopin? Pe care l-a ascultat, nu? Da, l-a ascultat. L-a ascultat și l-a ascultat cu... având predispoziție pentru... Melancolia lui Chopin e tonifiantă, domnule. E un medicament, e un panaceu pentru sinul cigaș. Audierea unei piese muzicale este la urma urmei... ține la urma urmei de o alegere personală. Eu nu sunt pentru judecățile generale de genul celor pe care spiritele excesiv sceptice le enunță, gândindu-se că, iată, că astăzi este un concert cu Michael Jackson și nu știu ce. Cine vrea să asculte, să asculte. Cine vrea să intre, să intre. Dar un coleg de-al dumneavoastră, într-un spirit, dornic de documente, poimene la Londra, vorbește studenților la Cambridge, se duce la Michael Jackson sau stă fără Brahms, stă cu o carte, nu? Viața e scurtă, domnule. Da, dar aici e o chestiune de opțiune personală. Sunt mulți pentru care viața se consumă altfel și atunci le dovedesc înțelegere iubindu-i în felul acesta. Foarte bine. Este, la urma urmei, în firea fiecăruia să-și ordoneze singur pașii, să-și pună singur pașii în ordine. Dar elitele lumii sunt făcute din spirite părvanești sau spirite... Elitele lumii nu sunt hotărâte, nu sunt făcute să apară după un șablon. El există cum există. Ce folos că lui Hitler i-a plăcut Wagner? Ce folos că festivalul de la Bayreuth a fost câțiva ani interzis din cauza faptului că acolo s-a adunat crema nazistă. Crema sistemului nazist. Ce rost are? De ce trebuie să gândim? Tot un complex, așa? Tot un paradox născut din... Este într-adevăr un paradox. De fapt, ce-l putea antrena pe Hitler să asculte? Ce idei puteau genera Wagner în mintea lui Hitler? Hitler nu mânca carne, domnilor. Hitler era un vegetarian, tocmă din puritatea lui sufletească. La 1 septembrie 39, ordinul care a fost dat la 4:30 dimineața ca stația celebră de la Gleiwitz să fie atacată și războiul să pornească a fost un ordin dat într-o noapte de concert. Un ordin dat din lojă. Tot în lojă, într-o lojă de teatru, a murit Lincoln, nu? Ordinul pentru proiectul înființării Sfinte Alianțe... Lincoln a fost un om. Proiectul înființării Sfinte Alianțe a fost... Și a pierit ca un om, pe când Hitler a fost o bestie. Da, dar v-am dat două exemple. Două exemple care își găsesc termen comun de raportare într-o împrejurare aparent lipsită de importanță. Dar în faptul că această împrejurare există, nu există. Nu se poate căuta o condiționare. Legea aici nu intră în socoteală. Istoricul trebuie să-l apere pe Lincoln, să-l deteste pe Hitler. Nu, eu sunt împotriva istoricului care are judecăți etice și care își permite să se amestece trăgând de urechi generații, care își permite să se amestece în viața semenilor săi, arătându-le că de fapt există un singur drum moral și că acela trebuie urmat. Dar masele germanice care l-au aplaudat după 31 ianuarie 1933 pe Hitler nu pot fi acuzate? Nu trebuie să acuzate? Aici există astăzi aceasta este o problemă pe care astăzi o bună parte din istoriografi și-o pun gândindu-se de fapt la ceea ce dumneavoastră ați numit mai înainte nocivitatea istoriei. Nocivitatea istoricului, domnule. Și a istoriei, în sensul cuvântului scris de către istoric. Istoricul este un personaj de multe ori pătimaș.
jignit într-o parte sau refuzat de cultura unei țări, se răzbună scriind împotrivă. Din cauza aceasta, nimeni nu ține cont de avertismentele pe care, subliminal, orice carte de istorie le propune mai marilor acelor timpuri. Aveți grijă de istorici, aveți grijă de istorici. Ei de fapt, convoacă atenția semenilor și constituie o atitudine mentală care începe, care are șanse foarte bine să devină generală și deci să redea peste timp temperatura acelui timp. Cum adică judecata morală, judecata etică nu este consubstanțială pentru istoric, nu? Nu, pentru că un istoric, după părerea mea, un istoric care își adjudecă meseria ca fiind, în primul rând, recuperatoare și făcând prin intermediul ei un demers de explicație, un demers explicativ, nu are dreptul să judece moral, pentru că moralul, subiectivitatea lui, este atât de supusă variațiilor în funcție de ceea ce îi se poate întâmpla. Și acum, cum descriem Auschwitz-ul lui Himmler și gulagul lui Stalin? Sunt masacrele pentru care nu avem o memorie, pentru care avem încă o memorie vie. Din cauza asta, da? În primul rând din această cauză. Cine ne garantează că peste 100 de ani memoria Auschwitz-ului va exista în aceeași formă ca astăzi? Măcar crima lui Napoleon împotriva ducelui e trecut în istorie și antipatia față de Napoleon în anumite cărți de istorie vine de aici, probabil. Nu știu, greu de spus. Nu sunt pentru istoricul care face din, cercetarea sa un obiect de un obiect al exprimării propriilor principii etice. N-am cum să fiu de acord cu un asemenea om. Pentru că el însuși... Până la urmă înseamnă că sunteți de acord cu toate ravagile totalitarismului. În momentul ce credeți că peste un an de 100 de ani Hitler va fi iertat pentru masacre. Nu, n-am spus asta. Am zis, îmi pun întrebarea dacă nu se poate întâmpla în felul acesta. Aici, vedeți, există o carte pe care puțini au citit-o, din păcate, pentru că a apărut în puține exemplare, o carte excepțională scrisă de un om foarte tânăr și pe care ar merita cartea și omul, ar merita oricând o publicitate pe măsură. E vorba de Dan Pavel și de etica lui Adam. După părerea mea, unul dintre puținii români care, în termeni foarte bine precizați, și aproape fără să lase nuanțe de echivoc, arată că, de fapt, în istorie, ceea ce ni se poate întâmpla mai rău e uitarea. Și în momentul în care ea se instalează, cauționată fiind de tăcerea contemporanilor, înseamnă că s-a produs un cataclism mental. Și că, de fapt, istoria, istoriografie, adică istoria ceea ce se scrie având pretenția de text istoric, nu e altceva decât o succesiune de cataclisme de acest gen. Memoria colectivă selectează atât de mult încât din antichitate până la noi ne ajung evenimente de, într-adevăr, care par să fi schimbat un curs, o dezvoltare istorică, care par să fi tăiat, să fi întrerupt continuități. Dar în același timp a selectat și a trecut în neant ceea ce poate astăzi ar fi reprezentat un exemplu de moralitate sau o pildă despre cum nu ar trebui procedat într-o anumită circunstanță. Domnule Ungureanu, morala nu există fără celor 10 porunci. Astea sunt date în urmă cu 5.000 de ani. Morala nu există în afara unui gest care nu este uman. Nu există neapărat numai cele 10 porunci, pot să existe 500 de porunci, pot să existe 1000 de porunci. Dar cele sunt esențiale pentru demnitatea umană, nu? Esențial pentru demnitatea umană este să facă ceea ce poate fi în acord cu divinitatea. Dincolo de aceasta, nici cele 10 porunci, care sunt un îndreptar minim de comportament, nu izbutesc să dea măsura a ceea ce are omul voie să facă printr-o libertate care liber consimțită este îngrădită. Ideile esențiale ale divinității le găsim în cele 10 porunci. Nu neapărat. Eu zic că ideile esențiale, cum spuneți dumneavoastră, de fapt principiile de acțiune ale spiritului divin, nu se strâng neapărat în 10 porunci. Pentru unii comentatori, rabini și bunăoară, înțelepciunea lui Dumnezeu se strânge într-un singur cuvânt. Pentru alții într-un singur semn. Pentru Origen, înțelepciunea lui Dumnezeu se strânge în întreaga Biblie.
Nu există un loc în care ea să existe și de acolo să transpire numai pentru a fi citită din acel loc și înțeleasă în acel loc. Ea există peste tot. Din cauza aceasta poți să o descifrezi în patru rânduri, în patru niveluri. Mi-a plăcut foarte mult și mi-ați răspuns la întrebarea cu muzica și reflexe epocii. Înțelepciunea nu e cuprinsă esențialmente în portativele compozitorilor? Ba da. Haideți să vă spun ceva, îmi trece prin minte și nu pot să scot. La un moment dat chiar doream să vă spun și fără ca alții să ne audă. Când eram la Oxford, în decembrie 1992, s-a anunțat că un cercetător englez, Holmes, un nume care s-ar putea să nu însemne nimic, de fapt, a descoperit într-una din arhivele unei arhivele private ale unui nobil scăpătat, care și-a vândut tot ce a avut în castel și, deci, în felul acesta, hârtiile au ajuns și la îndemâna unor ochi indiscreți. Da, au ajuns la îndemâna unor cercetători în fața unor ochi indiscreți. În fine, a descoperit o partitură necunoscută, una dintre cele mai sfâșietoare poezii, să spunem, de fapt, unul din imnele religioase cele mai frumoase, vorba de Kol Nidre. O partitură, însă, modificată de Mozart și cu toate notele marginale, toate grifonările grăbite ale lui Mozart. Spun de Kol Nidre pentru că mi-am adus aminte în puțină vreme de Yom Kippur. Și nu fără importanță îmi stăruie în cap faptul că este una dintre piesele muzicale care, poate comparabilă cu partituri gregoriene, de aceeași rezistență în timp, una din piesele care conservă în muzică durerea unui cataclism. Nu din este motivul pentru care Kol Nidre, bunăoară, este exemplu cel mai bun a reflexiei muzicale a unui cataclism. Acolo unde istoria, de fapt, sau cuvântul, mai bine spus, n-a mai putut suferi, n-a mai putut evoca până la capacitatea pe care o poate avea suferința umană. Pentru suferința umană, în Vechiul Testament există plângerile lui Ieremia, nu? În care suferința este exprimată și în stil, și în fondul de înțelegere al textului biblic, dar și în forma propriu-zisă, forma de acrostih, care are o anumită semnificație, pentru care cabaliștii au descoperit o sumă întreagă de lămuriri ale modului în care ea traversează tot textul. Da, domnul Ungureanu, ați atacat un teritoriu așa, care era și jos să discut cu dumneavoastră. Dar cum vă explicați, am mai pus întrebarea asta, acest leitmotiv antisemit și anticolnidrean în întreaga istorie a umanității? Îmi spuneți în pe scurt, 2 minute, nu mai mult. Motiv antisemit? Eu nu găsesc un motiv antisemit. Întotdeauna a existat un străin. Sați, domnilor, de la epoca Esterii, nu? Până la Tacitus și de la Ferdinand al V-lea, la 1492, până la Hitler și Stalin. Să nu amestecăm pe Ester aici, așa cum nu avem voie să amestecăm nici babilonienii, nici nicio altă populație mesopotamiană. Amestecăm pe Haman, pe Mordehai și toată epoca. Nu avem de ce, acela nu este antisemitism. Este, cum este, adică macerarea întregii cetăți, nu, pe care a dorit-o noaptea de Purim? Nu, antisemitismul este altceva. Antisemitismul este o atitudine constantă, și motivată intelectual și apoi demonstrată politic prin gestul politic propriu-zis împotriva evreilor. Nu e vorba de ceea ce s-a întâmplat atunci. Avem, știm ce s-a întâmplat Esterei numai pentru faptul că există o carte în Biblie, nu? Dar pentru ceea ce se întâmplă de la anul 0 încoace, există un alt gen de memorie care, iată, face dovada existenței unui anumit tip de antisemitism. Dar ceea ce vreau să vă zic e altceva, că antisemitismul este numai un fragment dintr-o istorie a străinului care nu va fi niciodată acceptat. Astăzi e evreul, în urmă cu 4.000 de ani a fost cananeanul. Și care va fi purerea, domnule? Cât e istorie și cât e umanitate. Încă un lucru v-am așa mai întreba. Câți dintre colegii noastre gândesc așa? Ce părere aveți despre gânditorii aceștia tineri? Nu Pleșu, Liceanu, Patapievici, Stelian Tănase, care fac și istorie până la urmă. Cel puțin o istorie a mentalităților contemporane o fac. Dați-mi voi întâi să mă refer la domnul Pleșu. Nu vă vorbiți mult când avem decât 2 minute. Domnia sa face istorie prin gesturi.
Și ceea ce a făcut în ultimii ani, înființând Colegiul Noua Europa Bunăoară, este o istorie de gest. Sau o istorie care arată că există și să poate înființa o comunitate de intelectuali în care să fie sănătoasă și să reziste în timp, datorită faptului că pornește de la gestul mărinimos al unui singur om. Orice ai zbutit el să creezi, indiferent dacă e să găsesc sau nu adrese comparative cu ce a făcut noi ca la Păltiniș, acest colegiu Noua Europa este un lucru care, după părerea mea, evocă cel mai bine cum un gest de mărinimie poate crea istorie. Despre ceilalți, domnul Liceanu, domnul Patapievici, fac istorie prin faptul că sunt printre puținii oameni din această țară pentru care nu numai gestul, dar și cuvântul izbutește să fie considerat ca argument istoric. Nu e puțin lucru. Sigur că știi, omul de știință va fi mai... O singură întrebare, am un minut, Veți izbândi, domnule Ungureanu, dumneavoastră și toți cei care gândiți așa? Nu veți fi împiedicați de istorie? Cu ajutorul lui Dumnezeu, nu văd de ce am putea izbândi. Și izbânda nu împiedică istoria. O face istoria. Ce va fi, va fi. În cazul în care am pornit cu ideea eșecului înainte, atunci ce rost ar mai avea să ne gândim la victorie? Da, încrezător sunteți. Zarurile sunt ale dumneavoastră. Să sperăm că va fi bine și că în viitorii ani reapăreți la unul din colocurile televiziunii. Suntem luminoși, suntem londonezi și știm că așa ne-a ajutat Dumnezeu, cum spuneți dumneavoastră, cum credeți dumneavoastră. Până atunci trebuie să ne ajutăm noi, nu? Da, însă Dumnezeu nu spune în traist întotdeauna. Vă mulțumesc, domnule Ungureanu.